Ai trecut de perioada primelor iubiri, de prima inimă frântă. Ești călit sau călită acum? Probabil cauți ceva mai serios, un partener de care chiar să îți pese, nu doar distracții. Poate chiar ești într-o relație serioasă. Mă uitam într-o seară, ca intelectualii, la Insula Iubirii, care este unul dintre cele mai reușite show-uri de televiziune din România, alături de Bravo Ai Stil. Ești afară din studio! Cătălin, îmi cer scuze! Ești afară acum! Te rog să ieși afară! Să nu se înțeleagă că sunt sarcastic când zic ca intelectualii. Dacă asculți și privești cu atenție, poți învăța multe lucruri despre natura umană pe care probabil nu le știai. Nu e orice show de doi bani. Drept dovadă e prezentat de Radu Vulcan, pe care eu îl consider un om inteligent. Din păcate, show-ul s-a terminat, am ajuns la sfârșit, dar dacă ai trăit până acum pe lună și nu știi care este premiza show-ului, dă-mi voie să-ți explic în câteva cuvinte. Niște cupluri vor să își testeze relația și astfel sunt împărțite pe două insule. O insulă cu bărbați și ispite feminine, o insulă cu femei și ispite masculine. Petrec 3 săptămâni stând separați și la final decid dacă mai rămân împreună sau nu, bazat pe ce a făcut partenerul pe cealaltă insulă. Nu discutăm despre cât de regizate sau reale sunt fazele din acest show. Bănuiala mea e că e o combinație, dar din punct de vedere al producției este un show foarte bine realizat. Și spre rușinea mea nu am urmărit de la început și nici nu urmăresc de obicei, dar în acea seară m-a prins episodul. Era confruntarea finală dintre Simona și Claudiu și decideau dacă rămân împreună sau nu. Problema e că Claudiu nu a fost tocmai fidel pe insula lui. Și inițial i-a spus că nu se va mai împăca niciodată cu el, dar când s-au întors în România, ce să vezi, s-au împăcat. În acest video noi o să plecăm de la premisa că îți dorești o relație serioasă, liniștită, fără intensitatea dramelor, din care poate să rezulte la un moment dat copii crescuți cu grijă de ambii părinți. Există oameni care își doresc cu totul altceva față de ce am zis. Care sunt semnele că stai cu persoana nepotrivită ție? Despre asta o să vorbim astăzi. Dar înainte de asta vreau să vă spun de noua mea agenție de marketing, Hana Marketing se numește. Dacă ai o afacere sau vrei să începi una și ai servicii sau produse pe care vrei să le promovezi în mediul online, putem să te ajutăm cu asta. Site-uri de prezentare, strategii de marketing, campanii de ads, editing, design, copywriting, le acoperim pe toate. Dacă ai nevoie și ești interesat, intră pe site-ul www.hanamarketing.eu și lasă-ți datele de contact. www.hanamarketing.eu, ăsta este site-ul, lasă-ți datele acolo și te vom contacta noi. După aproape 7 ani de YouTube, am învățat destul de multe lucruri despre cum să îți promovezi serviciile și produsele online, așa că ne-am canalizat forța eu împreună cu niște prieteni și am pornit Hana Marketing. Ai linkul în descriere. Du-te și aruncă o privire. Primul semn că stai cu persoana nepotrivită este că e imatură. Aici nu mă refer că are gesturi de copil. Asta poate fi drăguț din când în când. Imatur înseamnă că nu îți asumi responsabilitatea unei relații serioase. Ești gelos sau geloasă din nimicuri, flirtezi cu alte persoane, nu o respecti, te joci cu sentimentele ei crezând că te va ierta până la nesfârșit sau încerci să controlezi modul în care arată sau se poartă. Astea sunt semne ale unei persoane imature. Să fii matur într-o relație înseamnă să faci sacrificii. Ce sacrificii? Sacrificiul de a aloca timp și de a consuma nervi pentru a îmbunătăți comunicarea dintre voi. Pentru că partenerul tău nu ghicește în stele ce îți dorești tu de la el sau ce ți-ai dorit de la relație. Trebuie să comunicați, să ajungeți la un numitor comun prin negociere. Sacrificiul de a accepta defectele greu sau imposibil de schimbat ale acelei persoane și să o ajuți să evolueze, nu forțat, nu cu forța, ci pentru că își dorește și ea. Mulți cred că pot schimba un om, mai ales fetele. Cred asta. Găsesc un băiat care are probleme de comportament, dar care manifestă și un potențial prin transformarea acelor defecte în calități. De exemplu, sunt multe fete care sunt atrase de băieții răi, dar care este tiparul unui băiat rău? E direct, nonșalant, nu e frică să spună ce gândește, egoist, arogant și indiferent de efectele acțiunilor sale asupra altor oameni. Lumea în care trăim este dură și neiertătoare, iar aceste trăsături pot fi valoroase pentru persoana respectivă sau pentru cei care sunt în jurul lui în anumite situații. Iar majoritatea fetelor nu posedă aceste trăsături în mod natural, căci de multe ori sunt înnăscute. De aceea sunt atrase de tipul ăsta de băieți, în pofida celor timizi, timorați și prea cum se cade. Dar dacă ar fi puțin mai cizelat, mai romantic, mai atent la ce spune și cum se comportă cu mine, ar fi perfect. Lasă că îl schimb eu. Nu.
nu o să-l schimbi. Oamenii nu se schimbă cu ciocanul, se schimbă doar pentru că ajung ei singuri la concluzia că au un motiv suficient de important să se schimbe. Așa că, fetelor, cele trei fete care vă uitați la videoclipurile mele și aici nu o pun la socoteală pe maica mea, nu încercați să schimbați băiatul cu care sunteți. Dacă vă doriți suficient de mult să fiți cu bărbatul cu care sunteți deja, nu încercați să-l schimbați pe el. Schimbați-vă pe voi în bine și oferiți-i suficiente motive să își crească și el standardul. E valabil și pentru băieți. Al doilea semn că stai cu persoana nepotrivită este că e indisponibilă emoțional. Asta înseamnă că a fost rănită în trecut de altcineva și tu ești cu ea doar pentru că s-ar simți singură. Ori nu își dorește pur și simplu o relație serioasă la momentul de față. Și tu ești acolo, te chinui să construiești, să fie bine. Doar că nu poți face asta singur, e nevoie de doi. Tipul ăsta de relații pansament sunt foarte dăunătoare pentru persoana care chiar are dragoste de oferit și nu primește nimic în schimb. Și de multe ori crede că e vina lui sau ei și oferă din ce în ce mai mult fără rezultate. Așa că găsește-ți un partener care își dorește și caută și e disponibil pentru o relație serioasă. Pentru că dacă conduci o mașină în care virează doar o roată, o să intri în pom. Și al treilea semn că stai cu o persoană nepotrivită este că e incompatibilă în personalitate. Am auzit ideea asta de la Jordan Peterson. Are un chestionar online pe care poți să-l completezi, bineînțeles, contra cost, în care poți să afli cele 5 dimensiuni ale personalității pentru tine. Adică unde te situezi tu. Care sunt cele 5 dimensiuni ale personalității? Ei bine, o să vi le las aici pe ecran. Fiecare persoană este situată undeva între aceste două extreme. E ca un spectru. Iar cu cât partenerul tău e mai distanțat față de tine, de unde te afli tu, cu atât e mai greu să faci relația să funcționeze. Sigur, nici să fiți perfect la fel pe fiecare dimensiune nu e ideal. Mai degrabă să fiți diferiți în unele dimensiuni, dar nu cu mult, și să fiți apropiați în alte dimensiuni, din nou, nu cu mult. E nevoie să fie un echilibru, pentru că dacă sunteți distanțați, complet opuși pe fiecare dimensiune, nu e de bine. E adevărat, poți face o relație să funcționeze în orice circunstanță, dar dacă sunteți complet opuși pe fiecare dimensiune, mult succes! Eu sunt de părere că extremele se atrag, dar nu se înțeleg. Așa că găsește-ți o persoană cu care ai câteva chestii în comun. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o încă, și să lăsați un like. Dacă aveți nevoie de sfaturi în legătură cu o problemă prin care treceți în momentul de față, puteți să-mi lăsați un mesaj pe Instagram la eddyadvice, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddy și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu în rateu.